Polițistul a fost reținut în urmă cu 2 zile de procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, fiind acuzat de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, favorizarea făptuitorului și tentativă la infracțiunea de uzurpare a funcției. Acuzațiile fac referire la cazul pistolului dispărut din camera de arme a poliției Drăgănești în octombrie anul trecut. Seara trecută, bărbatul a fost ridicat de la domiciliu și încarcerat în arestul Inspectoratului Județean de Poliție Olt. Pe 19 octombrie 2021, un om al legii de la poliția Drăgănești, după ce a revenit din concediu, a sesizat că i-a dispărut arma și muniția din dotare chiar din camera specială a instituției care era destinată armamentului. Anchetatorii au stabilit zilele trecute că un coleg al polițistului se face vinovat de dispariția armei și au dispus reținerea acestuia. Surse din cadrul anchetei susțin că bărbatul a negat permanent că ar avea vreo legătură cu dispariția armei.